Alex, ieri ați aflat și adversarii de la turneul final, Under 21. Cum a fost tragerea? Da, este o grupă destul de dificilă. Germania și Olanda sunt două țări cu jucători foarte talentați, tineri foarte talentați și va trebui să dăm totul acolo ca să ne calificăm mai departe. O grupă dificilă, cum ai spus, însă la fel de dificil a fost și anul trecut, când poate puțin vă dădeau șanse și totuși ați făcut un turneu final fantastic. Da, cum spuneam, trebuie să mergem acolo și să dăm cel puțin, să avem cel puțin dăruirea pe care au avut-o băieții anul trecut. Dacă vrem să ne calificăm, altfel nu avem nicio șansă. Faptul că se va juca în două părți acest turneu final, cum se pare? Da, este mult mai inedit, zic așa, dar nu avem ce să facem, trebuie să ne supunem. Ne pare rău că din cauza COVID-ului nici fanii nu o să vină în număr foarte mare. Din câte știu, în Ungaria poate să vină lumea la stadion, dar într-un anumit număr. Dar sperăm cei puțini oameni români care poate să ne susțină să vină și să ne susțină. 5-6 jucători care au fost convocați în permanență în campania de calificare pentru acest turneu final, sperați tot așa la un grup cât mai mare al viitorului? Da, vă dați seama că toți cei Under 21 care suntem aici ne dorim să ajungem la un turneu final, dar acum rămâne de văzut ce o să decide mister. Ce crezi că va semna pentru voi acea prezența la acest campionat european? Și ce vă propuneți? În primul rând e un test de maturitate pentru noi. O să dăm piept jucătorilor pe care, cel puțin eu, îi văd numai la televizor și va trebui să facem o figură frumoasă, cum am mai spus, să ne calificăm mai departe. Crezi că puteți depăși performanța de anul trecut? Vom încerca, cu siguranță. Virgil, ieri ați aflat și adversarii de la cel al doilea turneu Under 21 la care v-ați calificat. Cum vezi grupa? O grupă grea din punctul meu de vedere, dar cu echipe valoroase. Toate cele patru echipe au jucători extraordinari de buni și cred că vor fi meciuri foarte tari și o grupă foarte strânsă. O grupă foarte puternică, cea mai puternică de la campionatul european de anul trecut, însă ați fost surpriza plăcută a turneului final. Cred că asta e și motivația noastră de anul viitor, fiindcă ultima oară am trecut dintr-o grupă, cred că mai grea decât este aceasta și cred că nu avem niciun motiv pentru care să ne gândim că nu vom trece și de această grupă. Din nou Germania, o revanșă de luat în fața lor? Normal că ne gândim și la acest lucru, cel puțin eu abia aștept să fiu acolo să joc împotriva lor, fiindcă ne-au bătut ultima oară și cred că putem arăta că putem să-i batem și noi. Cum vedeți această desfășurare a campionatului din două părți, faza grupelor, apoi peste aproximativ o lună și fazele eliminatorii? Din punctul meu de vedere, motivul principal pentru acest lucru a fost această pandemie, dar trebuie să ne gândim că jucăm grupele în martie și după vom trece mai departe. Tu ai fost și capitanul naționalei Under 21 în aceste preliminari. Cum te-ai simțit și, în plus, ce înseamnă pentru voi să fiți din nou un grup numeros de la viitorul la echipa națională? Este o mare responsabilitate pentru oricine ar purta banderola pe mână. Cred că îi dă un motiv în plus pentru a arăta că este un lider și pentru a juca din ce în ce mai bine și pentru a arăta că și a arătat toate calitățile. Ne vom duce acolo să facem o față cât mai bună și sunt bucuros că suntem cât mai mulți de aici. Mult succes!